Primul weekend de toamnă vine cu semi-maratonul București. 10.000 de alergători profesioniști sau nu își vor încerca limitele la Bucharest Half Marathon. Vestea bună este că vor putea participa și cei care nu s-au vaccinat, dar au un test COVID negativ. Testele rapide se vor face și la intrarea la maraton. Participanții au avut de ales între traseul de 21 de kilometri, cel de 10 kilometri sau cel de 5 kilometri, iar alții au putut alege chiar ștafeta. Așa că nu rămâne decât ca fiecare participant să-și dorească să termine cursa în timp util, iar cei mai rapizi să urce pe podium.